Cred că e important pentru toate familiile din România că astăzi, pe ordinea de zi a plenului Senatului, se află un proiect foarte important și anume legea privind programul flexibil de muncă pentru părinții care au copii până în vârsta de 8 ani. Este una din inițiativele pe care Partidul Național Liberal le-a depus, inițiative care fac parte din pachetul de susținere a demografiei, a natalității în România și a familiilor cu copii. Este un proiect pe care l-am făcut în sprijinul celor care încearcă să găsească un echilibru între cariera profesională, viața profesională și viața de familie. La baza acest proiect știți că are o directivă, trebuia să fie transpusă încă din august anul trecut de către Ministerul Muncii. Nu s-a întâmplat acest lucru, motiv pentru care sper ca după votul de astăzi din Senatul României, legea să fie adoptată în regim de urgență și de Camera Deputaților. Care este prevederea esențială a inițiativei Program Flexibil? Este următoarea. Dreptul salariaților care au în întreținere copii în vârstă de până la 8 ani de a beneficia de 4 zile pe lună de muncă la domiciliu sau în regim de telemuncă. Practic, salariații vor decide singuri cum este mai bine pentru familiile lor, dacă își vor lua liber aceste 4 zile succesiv sau la anumite intervale de timp, eventual o zi pe săptămână la domiciliu sau în telemuncă. Ca atare, avem clar în vedere faptul că problema natalității din România se acutizează. În 2022, să știți că s-au născut cei mai puțini copii din ultimii 134 de ani, puțin peste 160.000, iar acesta este motivul pentru care și săptămâna trecută am adoptat în Senat acel proiect cu reducerea TVA la 5% pentru produsele pentru bebeluși. Astăzi adoptăm acest proiect pentru flexibilizarea programului de muncă pentru familiile cu copii până la 8 ani. Săptămâna viitoare, de asemenea, vom depune alte inițiative importante pentru familiile din România și pentru sprijinul natalității.